Bun găsit, dragi prieteni! Invitatul de astăzi are foarte multe să ne povestească pentru că a trecut în această minunată lume a tenisului prin cam toate ipostazele posibile. Dar toate la timpul lor. Haideți mai întâi să-i urăm bun venit în emisiunea Așa e în tenis, domnului Adrian Marcu. Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație. Ne face o mare plăcere să vă amem aici în studio și sunt convinsă că o să avem foarte multe lucruri interesante de povestit. Dar să le luăm pe rând. Unde și cum ați luat contact cu tenisul? E, erau vremuri, era pe vremea când normal juca Eliana Stase, când am împrinit 12 ani, destul de târziu pentru tenis, dar pe vremea aia nu era încă așa de târziu ca astăzi. Da, eu am, am început la 5 ani și am, de asta mi s-a părut un pic târziu. Ca două rachetă de tenis. Și după aceea, cu niște prieteni ne am fost. Normal am încercat să jucăm tenis, înainte am cochetat un pic am fost pe la fotbal, nu prea le aveam eu că pregătirea fizică eu vreau să joc și așa am ajuns la tenis și am și rămas. Da și uh, ați, uh, ați, ați obținut rezultate notabile în 1977 la doar 3 ani după ce v-ați apucat de tenis, ați devenit campion național de junior la dublu cu Adrian Bochiș, da. iar în 1979 campion național de junior și la simplu și la dublu. Și jucați în plină epoca comunismului. Povestiți-ne, vă rog, cum era tenisul în acele vremuri, cum putea ajunge un copil la tenis și ce obligații aveau părinții, în cum se făcea atunci sportul. Acum știți cum e. Dacă e să luăm, să luăm așa, unii ar zice că sunt probabil nostalgici, dar pe vremea aia eu consider că sportul, față de astăzi, în afară faptului că era foarte greu să joci concursuri internaționale, sportul nu avea nicio legătură cu ceea ce se întâmplă astăzi. Sportul chiar era, era mai ales pentru cei buni, trebuia practic tu doar să participi. Adică ai fi jucat tenis într-un club care avea câteva unele... Deci eu, de exemplu, la doar aveam... Erau cinci terenuri de tenis, aveam chiar și o sală unde aveam niște poziții, nu dar în fiecare zi, tu practic trebuia să mergi. Era un antrenor acolo, erau partener de antrenament, aveai materiale, ți se plăteau dacă erai mai bun și erai în primii în echipa clubului, aveai niște concursuri care le suporta clubul Poate niște cantonamente? Păi nu, asta oricum, asta oricum. Antrenamentul ce se făcea plus Bun, de, depindea Eu, Noi la Hunedoara întotdeauna au fost mulți copii Au fost rezultate destul de bune Deși uh, am avut condiții Putem să spunem Adică dacă stăm să ne gândim și să comparăm cu ziua de astăzi noi aveam condiții, adică nu exista ca orice copil să duce la un club de tenis mai întâi să plătească ca să învețe, să vadă dacă, nu știu, vrea să joace, e talentat, dacă ar ajunge să joace în echipa clubului. Astăzi, în România, echipa clubului este ca și inexistentă. Exact. Nu văd cum ar poate doar câteva cluburi să-și permită să zică ok, v am vrea să, să susținem 8 sportivi care să aibă și unde să stea, să și mănânce, da, să poate să facă antrenament. Astăzi, pentru că sportul a fost privatizat ca, și... Foarte puține ca, 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 niciunul, ca să zicem. Adică... Să spunem adevărul, da. Păi ăsta e adevărul. Adică și pe care avem, vrem. avem câteva cluburi care participă la campionatele naționale pe echipe, dar în general sportivii care joacă pentru acel club, nu se antrenează la club. Sau unii Așa chiar zi, da, nu au nicio da, treabă da, cu clubul, da. sunt doar legitimați la acel club. Pe când înainte era o luptă ca să ajungi în echipa unui club și era foarte simplu pentru antrenori. Dacă știu eu, avea o echipă de... Eu am jucat, de exemplu, de la 19 ani la Clubul Steaua. Aveai în spate pe unii care vreau să-ți ia locul. Sigur. Să fie în acea echipă să joace, în acea echipă să ajungă în lotul național, ca să ajungă în lotul de Cupa Davis, ca să poată să, nu știu, să joace niște concursuri internaționale, să, nu știu, pe vremea aceea să fii campion național era ceva wow. Era o da? Să fii campion pe echipe, să fii cu echipa acolo era ceva wow pentru noi, Uh, sau nu știu, cel puțin pentru mine și pentru cei cu care prietenii mei și cei care sunt din aceeași generație și un pic mai tineri, uh, nu exista ceva mai decât să fii, să joci Cupa Davis pentru România și să fii campion național. Asta să fii campion național nu e. Da, știu, există doar, există, doar, există uh, doar un uh, clasament mondial, să fii nu știu unde, dar E foarte complicat să ajungi acolo, fiindcă atâta timp cât aproape tot. Eu zic că dacă stau să cotez poate peste 95% este făcut privat, e foarte greu să ajungi să, să nu știu, să răzbești singur cu părinții. Cunoaște. Și să tu știi mai bine, adică se înțelege destul de greu la, la noi, în România, că tenisul este un sport individual, egoist, că faci totul așa pentru este, tine. Așa este, da? așa este. Dar, din punctul meu de vedere, nu poți să răzbești să ajungi sus și să te antrenezi ca lume decât într-o într comunitate, într-o grupă. Dacă nu se reușește ca. Mai mulți copii să se pun de mă rog, să fie de cât de cât de aceeași valoare, de aceeași vârstă Sigur, și de același cum să zic eu, de aceeași dorință, să facă ceva, să-și dorească foarte mult să facă ceva și să-și dorească să ca jobul lor în ghilimele de mai târziu să fie de fapt bazat pe pasiunea lor pentru acel sport. Nu știu, este foarte greu. Chiar de multe ori mă, mă stau și mă gândesc Totuși, la noi, în condițiile date, cum, cum avem atâția sportivi? Da. Păi, da. haideți să ne uităm că la Paris, da, în mai mult de turul 2, nu a fost niciun sportiv din Franța. Acum câțiva ani, când am jucat semifinala Cupei Federației, atunci am stat la masă cu președintele Federației Franceze, care ne-a spus că ne-a întrebat, dar voi ce buget aveți? Noi pe vremea aceea nu aveam niciun buget, adică aveam buget zero. Și ne-a zis, a, a, păi noi avem 355 de milioane pe de an, okay. Da. și avem la federație angajați 1000 de oameni. 350 la Paris, din care 100 de antrenori tenis și pregătire fizică și încă 650 în restul Franței. Am zis da, ok, okay. e în regulă, că Ați am, pierdut, am că... pierdut la un punct, practic. Meciul, Meciul... ăla s-a pierdut exact. la un punct, exact. că fetele exact. au, avut, au, de au avut minge da. de break în da. decisiv. Da. Da. Dacă da. făceau acolo, eram în finala Cupei Federației. Um... Deci, și avem... De genul ăsta este federația. Din Anglia, federația din Statele da. Unite, federațiile federații cu gran șlem, da. cu gran șlem, da. după 90, eu am făcut și eu o mică socoteală așa, la nivelul ăsta, că americanii sunt la 470 de milioane, englezii și ei la multe, spre 400, înseamnă că din 90 până astăzi, da, ei au avut cam 10 miliarde pentru federația de tenis și noi am avut... Probabil cu indulgență 20 de milioane. Și da. noi am avut până la urmă numărul 1, Simona Halep, câștigă de Grand Slam, Horia Tecău, numărul 1, medalie da? olimpică de argint, finală de Masters, Horia Tecău contra Florin Mergea, nu, avem campione europeni europeni adică... Au efectiv de nicăieri, să zic nu, așa. Sunt rezultatele sunt, sunt științifico-fantastice. Știu, știu Sincer. și aș vrea să, să ne mai păstrați din aceste povești uh, science fiction, aș zice, cum ar fi comparația cu Federația Francesă. Uh, pentru un pic mai târziu în, în emisiune, când vreau să dezbatem un pic și uh, anumite subiecte, de ce nu putem fi și noi ca în afară. Dar uh, până atunci, aș vrea să ne mai întoarcem un pic la parcursul dumneavoastră, pentru că ați evidențiat multe diferențe din perioada pre-1989, să zicem așa, față de cum se face sportul în prezent. Și să ne spuneți, ca ați menționat mai devreme, clubul Armatei Steaua, pe care l-ați reprezentat din 1980 până în 1992. Ce a însemnat pentru dumneavoastră, din Hunedoarea, iată venirea la București și înrolarea într-un club atât de important pentru precum este Steaua, sau era? Da, bine, într-un fel... Era normal, la 18 ani am ieșit campion național și la Simplu și la Dublu, Deci da. eram aproape, să zic, deci un potențial uh, participant al lotului de Cupa Davis a României uh, Atunci am, uh, am terminat liceul, am intrat la facultate la București și se punea întrebarea Cum reușesc să... atunci se făcea în karmată. Da, da? Știu. Și eu fiind la termen redus, atunci aveam practic două soluții, ori Steaua, ori Dinamo, pentru că altfel nu aș fi reușit să, să scap de armată. Chiar dacă era mai puțin, câteva luni tot trebuia să faci. Asta odată, a doua oară, la Steaua era Dumitru Hărădău, care e și el din Hunedoara și ulterior m-a ajutat mult. Și așa am ajuns la Clubul Steaua, unde am fost practic angajat sub ofițer. și așa în toată perioada aceea armată am reușit să fac antrenament și să joc concursuri, concursurile care erau în România și da, să mă apropii cât de cât de, de lotul de Cupa Davis. Am jucat din 80 până în 92, dacă mă, mă, nu mă înșel, dacă nu mă înșel, cred că am ieșit de 11 ori campion național cu Steaua. Uh, sau de 10 sau de 11 ori uh, pe echipe, ceea ce era un era un era feeling, o era o performanță noi pe vremea aceea la la meciurile pe echipe, Că țin bine minte când mai ales că se jucau în general în afară de 89 se jucau la progresul cum era atunci, astăzi BNR. Da, da. Aveam chiar câteva mii de spectatori la un meci când se juca Steaua Dinamo. Chiar deci era exista un meci. atunci această rivalitate între cluburi? Păi nu. Atunci a exista această rivalitate Era chiar pentru mai poate că această rivalitate, această rivalitate a produs destul de mulți sportivi buni Eu pentru sunt că la datorită datorită rivalității se făceau într-un fel, să zicem, aceste investiții. Datorită rivalității Era Steaua vrea să bun. aibă da. jucători mai da. buni ca Dinamo Dinamo mai bun ca jucători ca Steaua Dintr-o asemenea uh, Rivalitate e Sunt întotdeauna performanțele mai bune Adică dacă nu e rivalitate Așa ca să 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 o luăm pe arătură puțin Dacă țin bine minte În 2000 Bayern München, De la fotbal Am promutat La Borussia clubului Borussia Dortmund, 50 de milioane de mărci, pentru că altfel aceia ar fi dat faliment, da? ar fi făcut faliment și Dinamo, și Bayern a zis păi trebuie să le dăm banii, că dacă ei Ca intră în faliment, avem, cu cine ne mai luptăm? Da, să avem în continuare adversar. Da? Adică da? cam asta e, din totdeauna din asemenea lucruri iese, iese performanță mai bună și uh, oricum... Uh, ai uh, cum să zic uh, ai fanii unei echipe cu fanii celorlalte așa echipe este. și din treaba asta iese ceva bun. Așa este, uh, acum se pare că a mai rămas această rivalitate mai mult în fotbal, încă la tenis. Da, da, practic a, a rămas, din... practica a rămas doar numele. Da, așa da? Este. pentru așa că este. nu mai este nu mai în, să în, acel, să... în același sens de, fapt, echipele de fotbal sunt private, da, da? Da. clubul cu celelalte secții sunt altă în altă traistă. Care vă erau adversarii notabili din țară în anii 80? De cine vă mai aceți păi, În anii 80, bun, a mai fost un pic domnul Hărădău. În general, adversarii noștri erau Steaua, Florin Segărceanu, Andrei Dârzu. Da, erau pentru noi era altfel, pentru că acum la un moment dat am găsit pe vremea aceea aveam buletin informativ. Nu era ca astăzi pe site, pe... erau niște cărțuli mici, așa, care se printau și în alea aveai rezultatele anului trecut, campionatele naționale, era câteva dintre concursurile internaționale, și am văzut. Ceva de genul, an, nu știu, 87, 88, toate concursurile într-un an din România erau 28. Din 52 de săptămâni. 28. Ale erau. Astăzi, ia spunem tu câte avem. Știu, <gântu> 10, maxim. Concursuri naționale? A, naționale. Nu, Concursuri naționale. Concursuri naționale avem da. mai multe pe săptămână, nu? De... Dă-mi un număr. Cam câte crezi tu că sunt în România? Dacă recunosc că mă uit mult la internațional, dar pe da, național, da, pe calendarul da, FRT, cred că încă suntem la 5-6 turnee pe, pe săptămână. Sunt 470. Ok. Da, este o diferență. Da? Este o diferență. Adică pe vremea aia erau puține concursuri, ale erau... Și lupta mare. Păi dacă erau puține... Toată lumea vrea să fie în față în clasament. Dacă tu în România aveai de jucat, să zicem, 12 concursuri, trebuia să le joci, să le joci bine, pentru că așa nu este. era ca acum, că mă duc eu la concurs și vorbesc eu cu tata și cu antrenorul și vedem unde mă duc, că și așa, nu contează foarte tare, că pe așa mine este. mă interesează doar clasamentul internațional. Da. Păi da, dar atunci, atunci dacă, da. dacă tu nu erai în clasamentul național foarte bine Dacă la naționale nu aveai rezultate bune La campionatul pe echipe nu aveai rezultate foarte bune Te duceai să joci în sectorul 6 Nu la cum fac acum mulți dintre copii Că evită să joace în România evită concursuri pe, internă, Pentru da. a nu se întâlni cu ceilalți copii Și să aibă cu punctele internaționale, un clasament mai bun, dar, practic, își fură căciula. Așa este. Însă, dumneavoastră ați obținut, iată, performanțe internaționale extraordinare, ați ajuns top 200, atât la simplu cât și la dublu, ați cucerit medalia de bronz la Universitatea de Vară din 83 și ați mai susținut. 26 de întâlniri în Cupa Davis în calitate de jucător, am menționat această calitate pentru că da. uh, o să vorbim și de calitatea de capitan de jucător pe care ați avut-o ulterior. Da. Dar până atunci, un aspect interesant și pe care aș vrea să-l discutăm este faptul că ați făcut trecerea de la meseria de jucător la cea de antrenor între 1992 și 2001, activând la Academia de Tenis Günther Bosch din Berlin. Cum a fost această trecere către postura de tehnician și ce amintire aveți din perioada Academiei? Cum să zic, a fost foarte ușoară. Adică am. Firească? A fost. Da, și firească, și foarte ușoară. Pentru că, mai ales pentru noi, ce, cei care pe vremea aia jucam, jucam tenis, uh, ca să zic așa, era viața noastră. Era pasiunea noastră, era viața noastră. Nu Eu, deși am intrat la Politehnică, mă rog, venind de la Hunedoara, Combinatul Siderurgic, am intrat la Metalurgie, uh, niciodată nu m-am gândit că voi putea să fiu vreodată inginer și să stau acolo după ce am jucat tenis. În general, toți ceilalți cu care eram împreună, cu care ne antrenam, cu care jucam, toată lumea era pasionată de acest sport. Nu puteai să zici că e o, o, să zicem, o investiție sau o, o, o socoteală materială, că nu, nici vorbă, deși pe vremea aceea era mult mai ușor ca în ziua de astăzi, pentru că uh, sportivii buni uh, apucau să joace la niște cluburi care uh, îi susțineau și din punct de vedere material. Adică cum era atunci aveai un salariu, uh, poate primeai o locuință, aveai bonuri de masă, aveai uh, bun, noi fiind Steaua Dinamo mai erau niște avantaje sigur, care sigur. le aveai. În plus, aveai un, să zic, un viitor, dacă ți-l doreai sau nu, a, cât de cât asigurat. Pentru că dacă tu, eu fiind la Clubul Steaua, la un moment dat, dacă uh, nu mai puteam să joc, să zic, dintr-un motiv sau altul, sigur. aș fi putut să rămân ori antrenor la Clubul Steaua, ori în cadrul clubului, adică aveai un viitor, ceea ce copiii de astăzi nu-l mai au. Adică da, din păcate. Față de, de muncă. față de alte sporturi, față de alte sporturi care în continuare, să zicem, dau un exemplu canotaj, care sunt o grămadă de sportivi care sunt angajați la clubul Steaua sau nu știu dacă angajați sau în orice caz, au sunt niște salarii, în sunt clubul, încadrați în, în, în cadrul da, da. Și acolo au au niște venituri, da? În plus, ei nu au cheltuieli. Adică ce cheltuieli are un sportiv de la canotaj, de la clubul Dinamo? Nu cred că are cheltuieli, că barca e barcă, nu are el cum să-și o cumpere, ea stă pe lacul Snagov, ei sunt în cantonament 11 luni din 12, nu au cheltuieli de concursuri, nu. Adică Da, nu și vorbim de același da? situație și la fotbal când ești într o echipă, da, iar ești nici măcar ai nu salariu. ai cheltuială, nici măcar nu ai cheltuială să ți lucrurile, că da, este echipamentul este. care l-ai de acolo și Da, din păcate tenisul Da, este este tot, consideră, este se tot consideră se consideră că este un sport un sport individual și un sport, nu știu cum să zic în care se aude sau se aud sume, se aude foarte mult despre bani, se aud despre sume. Păi wow, asta auzim la televizor. Dar ca să ajungi acolo, cheltuielile sunt enorme. Și dacă nu ajungi poate da, dacă te -ajungi, nu ești sigur dacă de ce viitor ai. asta este. Din păcate, la noi... Cheltuielele... Nu vorbim despre cheltuielile unor sportiv care au deja 18 ani, 19 ani, se duc către sportul profesionist, da, în da, vorbim da. Despre, despre copii și juniori. Da. Da? Adică, practic, ei au aceleași cheltuieli ca și un sportiv de, de 21 de ani, care ajunge să fie, nu știu, 3-400 mondial. Da. Ei au aceleași cheltuieli. Așa este. Din păcate au aceleași cheltuieli și datorită felului nostru de a înțelege cum este cu tenisul ăsta. Pentru că înainte vreme, noi la Clubul Dinamo, noi la Clubul Steaua, Clubul Dinamo, nu știu, CCAG, ce cluburi mai erau? Dinamo Brașov. Da? Acolo aveam o bază sportivă, la Steaua erau 9 terenuri de tenis, un, două, adică vestiare pentru băieți și fete, și aveai un antrenor de senior la băieți, un antrenor de senior la fete, aveai un antrenor pentru copii și juniori și un antrenor la inițiere. Punct. Da? Și, și erau toți bine delimitate categoriile. toți sportivii se antrenau cu acești antrenori Nu era ca astăzi Astăzi dacă avem nou terenul la Clubul Steaua Pe acolo sunt, să zicem, cel puțin 18 antrenori Așa da? este, Așa este. Păi, Și cum funcționează? Că dacă e într-un fel, e același lucru ca și școala La școală mă duc și La mă... grădiniță am un educator La clasele 1-4 am un învățător după care am niște profesori, după care mă duc la universitate și am niște profesori universitari. Păi la noi, între timp, s-a ajuns că aproape orice educator devine și profesor universitar. Corect? La oricum, lucrurile stau. La noi, noi e întotdeauna, altfel. Orice e picale. altfel. La orice altceva noi știm, dar la noi nu merge așa. Știți când vă ascultam acum, și pentru că tot am vorbit și de domnul Günther Bosch, care a fugit din România în 1974 și uite, a avut... Nu cred, în Așa m-am documentat. Mai devreme, cred că 72. Să zicem, în acea, în acea da. perioadă, și am înființat da. această academie și a avut, iată, un rol important în creșterea Marului campion Boris Becker. Sigur. Am vorbit despre, despre. am amintit despre dumnealui, ne-ați vorbit despre acest sistem. De ce nu avem și noi o academie de tenis ca în afară? Că toate, toate astea mă duc la această întrebare. Răspunsul este daia. Că de ce să avem nu avem... de... da, da. avem. De adică, ce nu de avem. Da. De ce nu putem să ne adunăm. Puterile să facem noi o academie ca în Spania, ca în Franța, ca în, nu știu păi, Unde vreți dumneavoastră? Să ne adunăm puterile cine? Că la noi asta este, din punctul Treabă, meu de întreabă vedere. Întreabă jucătoarele, mai, mai multe academii. Cea mai mare problemă este că noi nu putem, în general, să ne adunăm doi oameni unul cu altul. Corect? Da, în general, în România se întâmplă, nu cred că doar da? în tenis, dar. Nu, e. Dar la noi, să ne restrângem mai extrem. Un pic credinț. mai extrem, dar. La noi e foarte greu. În general, marea majoritate celor din tenis, dacă îl întreb de unul sau de altul, nu au o părere bună despre ceilalți. Așa Corect? este. Așa este. Bun. Dar vine treaba cealaltă. Dacă nu conlucrăm unii cu alții, poate să iasă ceva? Nu. Păi și atunci, când noi din start știm, știm că nu vom conlucra unii cu alții. Pentru că dacă îl întreb. Ionica de Vasilică, e Vasilică e un prost. Dacă îl întreb pe Vasilică de Ionica, Avem un Ionica pic e un asta, din păcate. Da? Da. 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 Așa da? Adică, plus mai este încă o altă treabă. O grămadă de, de cluburi, nu, nu, de baze sportive, da? Au, de, au, ajuns de la stat la privat. Da. Da? da. Păi și cum da. mai poți tu să faci? Cum mai poți tu să faci tenis de performanță? pe o bază la care tu, ca sportiv, trebuie să plătești fiecare oră pe care o joci. Șansă zero. Doar dacă, nu știu, ai norocul să fie cineva care are mulți bani și să te ajute, sau părinții tăi să aibă mulți bani. A, nu, astea sunt realitatea da, realitatea da, zilei da, de astăzi da, este asta. Da, da? Da, da? Adică vorbim chiar de cluburile Steaua și Dinamo, care care clubul Dinamo de exemplu, știu că uh, pentru echipa de uh, handbal uh, unde joacă doi sau trei români are un buget de 4,5 milioane de euro, iar tu ai jucat la Dinamo. Ce... Da, chiar da? este o bază frumoasă unde s-ar putea construi ceva deci, ce se numim academie. Deci, ca să vorbim despre o academie Clubul din Amare, are șase terenuri de tenis cu balon pe șase terenuri de tenis. Mare lucru. Ok, ar fi bine să ai să fi avut și terenuri de har și terenuri de zgură. Ar fi bine, ar fi da? bine. nu ar fi așa. Are uh, camere pentru cămin, <laughs> că da, unde da. se stătea și înainte, în anii 70-80. Are cantină. Are vestiare. Are vestire. Are, are, sală de de, are sală de fitness. Ai putea să faci cât de cât o recuperare și la. Deci. Practic, ai orice, da? da? Da, da, da. Da. Și are și un club în spate, Ministerul de Interne, care ar putea să aibă niște antrenori plătiți. Nu ar fi... Poate dăm idei cu această Dar, emisiune. Păi nu, da se vorbește despre chestia asta. Nu e că nu se vorbește. Știu. Academia știu, Dinamo știu, știu. Și la clubul steaua s-a tot vorbit de ani de zile. da Una este să vorbești și alta este să înțelegi ceea ce... Ce presupune această academie? Ce presupune această academie? Da? În primul rând, ar presupune că noi avem acolo niște antrenori respectați. Da, da. Adică da? Care când vine să. Nu știu, să să fie ai o respectați, ai iar cei care vin acolo să știe că au condițiile necesare pentru a face un progres și pentru a-și atinge potențialul lor ca jucători, da? E posibil asta la noi? Nu te întreb pe tine. În situația actuală, nu. Nu. <laughs> Dar nu e. Pentru e că, poate pentru, pentru că, viitor, eu tot, pentru sper. Că, eu tot sper. Pentru că noi suntem în situația în care eu cred că avem antrenori buni în România. Da, și eu sunt de aceeași părere. Dacă, pentru că. Să ne gândim care sunt sportivii, ce, ce uh, clasamente au atins sportivii din România ultimelor 20 de ani, ce rezultate, ce campioni europeni uh, și multe altele, da? Păi, despre ce vorbim? A, în 2019 eram la uh, US Open, da, eram, ne să președintele Hagerty de la, de la ITF, eram la loja prezidențială și ne uitam la un meci pe Artureș. Da? Juca Simona Halep. Numărul 1. Ok? Și ei cu 470 de milioane, cu, 400, cu 355, cu 400 de milioane și vorbeau și mai... ei. Și vorbeau ei. Ce, pu frate, noi avem atâția bani și ăștia au numărul 1 cum vine asta? Deci, niște tehnici în bun clar sunt acum. Deci, nu știu. Stau și mă gândesc că ar trebui să avem mult mai mare încredere în antrenorii români care poate să spună, bun, tu cu cine ai făcut? 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 E simplu. Da? Dar dacă noi spunem, mâine facem o academie la Clubul Dinamo, și avem următoarele chestii și următorii antrenori, da? am pe cineva care, mă rog, acum două săptămâni a fost o fetiță la Nadal și erau 200 de sport, 200 de copii, da, da. 5 zile, care probabil stângeau, hai să zicem, 350.000 de euro în 5 zile. Deci pun pariu și bag mâna în foc că niciodată în România nu ar veni cineva să zică, bă, hai să plătim jumate cât plătim la Nadal. Că, de fapt, specialiștii noștri care avem la Academia la Dinamo sunt mai buni ca aia de la Nadal, care fac cu cei 200 de copii. Așa este. Nu așa. vorbim de Toni Nadal, de. Nu, nu, nu vorbim că, nu. de antrenorii. Vorbim de antrenorii care chiar petrec antrenorii pe acolo, acolo, da? Nu vorbim de Academia Nadal și vorbim că acolo se antrenează uh, uh, Rud, care se antrenează cu antrenorul lui. Nu, 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 acestea sunt cazuri izolate. Sunt... Noi vorbim de cei care plătesc efectiv uh. să antreneze acolo. Și copii. nu vorbim de sportivii, hmm. cum era la NG că tu ai ANG-ul care are 70 de terenuri de tenis la Bradenton, la Nick Poletieri Tennis Academy și are, nu știu să zic și acolo, sunt probabil 400 de sportivi care sunt în fiecare zi acolo și în plus au cel mai bun ceh, cel mai bun român, cel mai bun sârb, cel mai bun uh, slovac, cel mai bun ucrainean, cel mai... Bun, și aia vin și din aia care nu plătesc nimic pentru a se antrena, Ulterior, din fiecare uh, an de naștere, va, da, aia fiind cei mai buni din 10, tot 3 o să ajungă jucători, nu? Că nu, nu sunt alții mai buni. Așa este, da. da? Și da. atunci zicem, Pă, păi ce bă, la boletieri este senzație. Păi, bun, hai să facem și noi hai o și academie noi. la Dinamo și să luăm cei mai buni șase români, cel mai bun sârb, cel mai bun croat, cel... să vedem, o să avem jucători? Cred că da. Păi, la... Da, apropo de, ca spus, apropo de Dinamo, că nu sunt trenuri de hard, de ce credeți că avem parte de lipsa asta de trenuri de hard, sunt foarte puține și niciun teren de iarbă? avem în Bun, terenul, cu de, terenul de iarbă, nu. Nici n-are sens, sens să discutăm despre terenul nu știu, de iarbă. Că am fost într-o că... ani și m-am trezit cu trei antrenamente că trebuie să intru în meci. Păi că... știu, dar nu. -ai, în primul rând, ca să ai un teren de iarbă, trebuie să ai un specialist care e în stare să-l să aibă grijă de el, care tu nu vei avea niciodată uh, nici măcar în gândire că poți să-l plătești cât trebuie să-l plătești. Okay, corect, corect. Nici exact măcar exact. nu poți okay. să te gândești. Da? să luăm bun, terenul concursul de la Hale. Concursul de la Hale pe iarbă. Terenul central, de fapt, este un pic mai încolo, sunt niște tăvi mari, care alea, în, când începe concursul, se aduc de acolo cu niște, cum să zic eu, pe niște rotile se aduc, se pun în teren, s-a făcut terenul de iarbă. Restul sunt afară, câteva terenuri de iarbă. Dar ei au adus acolo o familie din, de la Wimbledon, care sunt patru oameni, care aceia lucrează numai pentru aceste terenuri. Și până la, până la competiție nu se joacă pe terenurile de iarbă, doar pe terenurile de zgură, se mai joacă după competiție. Nu avem noi. Iarba e complicată, asta. dar hard Păi hard e complicat că cine să l facă. Cine? Mai nu știu domnul Marcu, dar avem atea turnee pe hard la păi nivel mare. Nu, chiar mare. mă uitam acum. Acum mă uitam zilele trecute Unde pentru, programul pentru, da. pentru programul Ilinca, pentru programul Ilincăi și de de din mai începând am văzut că practic în Spania care erau numai zgură a foarte mult În Franța? Da, da, în Franța? Da. Păi nu era cu câte numai duci mai sus, da? 70% în calendar e păi minim. Păi da, pentru că, pentru că uh, ei vor să... să adică nu-și mai permit să, 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 să aibă angajații care să aibă grijă de terenurile de zgură, în fiecare zi să faci terenul, în fiecare zi să luzi de nu știu câte ori, în fiecare zi să... Uh, uh, nu știu, să dai cu teu în fiecare zi, nu mai vor oamenii, nu mai sunt uh, ei, în general, tenisul jucându-se în cluburi cu membrii cum e la ei, că e Franța, Italia, Spania, Austria, da? Uh, acei membri spun de ce să plătim noi uh, angajații pe care din ce, în ce îi găsim din ce în ce mai greu și sunt din ce în ce mai puțin, pentru că e muncă grea și e muncă care trebuie să o faci la 6 dimineața și la 10-11 seara, când s-a terminat, și nu mai găsești oameni dispuși să facă treaba asta, oricc, oricc. atunci facem un teren de zgură și un teren de hard, și seara trece cineva cu simt. o mașină din aia care ia puful și praful și s-a și la gară. Da, da, terenul la costă. Cine face investiția aia? Deci tot de la investiții plecăm. Păi, tenisul nu e un sport care se joacă pe Maidan. Se joacă. Undeva și mai întâi trebuie să bagi niște bani ca să faci ceva. Acum, întrebarea este, bagi niște bani ca să scoți performanță sau bagi niște bani ca să scoți bani? Aici e întrebarea. Cum o faci? Domnul... Sau de, cine, cine face chestia asta? Dacă sunt mai mulți membri. Noi avem o problemă, de exemplu, în Germania. Eu am fost la o academie privată. Da? Niște terenuri private, cu sală, cu șase terenuri, cu totul era privat, da? Dar terenul era al statului. Da? Acei cineva aveau terenul pe 99 de ani, plătind niște bani anual, puțini. E, în România, unde faci tu așa ceva decât pe teren cumpărat? Păi da, dacă da, pe da. tine te costă, hai să zicem, 50 de euro un metru pătrat, păi un teren are, cel mai mic teren de tenis are 650 de metri, nu? Deci din start te costă doar terenul Enorm. cât te costă. Da? Ne mai vorbind amenajarea lui, apă, curent, nocturnă, bun. Deci ca să faci o investiție în sport, cu bani privați, nu cred că funcționează. Adică nu putem să ne imaginăm că bănuiesc că ai văzut și tu n-am fost acolo să văd Academia lui Nadal. Am văzut-o la... Este pe YouTube? Bun. Păi cine poate să creadă că el a dat banii pe terenul ăla? Nu. Păi nu. N a nu. dat păi bun. Și la noi care e probabilitatea să-ți dea cineva atâta teren ca să faci? Zero? <laughs> Zero? Da, văd că orice. Așa, păi nu, orice se leagă nu, de investiții. Aveți a, mare asta dreptate Ați asta e, asta asta e, Asta este, este adevărul. Da. Asta este da. adevărul. Da. Nu, pentru că venim pe partea cealaltă. Bun, nu e treaba noastră să discutăm acum, dar am construit. Am. Țara CNI-ul a construit o, un teren de fotbal la, la Gencea, da? Bun. E o investiție extraordinară, un teren fantastic. Spunem cum se susține acel teren. Cum? El are costuri, terenul are costuri un milion pe an. Cine plătește un milion pe an costurile terenului? Să fie iarba bună, să fie curățenie, să fie pază, să fie all together. Și după aceea sunt câteva meciuri, mai multe sau mai puține. Cum faci tu, cum ajungi tu să, să strângi banii ăia un milion care sunt niște costuri fără de care el nu... El se strică. Da, este foarte. Păi nu, dar asta dificil. trebuie să o gândești înainte să faci așa ceva. Așa este. Adică... Așa este. Dar pentru că toți suntem la capitolul investiții și vorbim despre bani și despre federații, Din, după 2010 ați fost și vicepreședinte al da. Federației Române Tenis. Cu toată experiența acumulată și în, și în afară, dar și în țară. Și având termen de comparație, iată cum da. fac alții. Ați reușit să mișcați anumite lucruri inerte din tenisul nostru? Foarte puțin. Tot din cauza bugetului. Lipsei păi. de buget. Totul se rezumă. Păi. E simplu. Hai să luăm ultimii ani. 2017, jumătate de an 0. 2018, vorbim de un buget de la Ministerul Sportului. Da? 2018, 0. 2019, 0. Păi cum adică? Tu ai numărul unu în lume și ai zero buget? Adică orice s-ar întâmpla, ori, cum să zic, orice greșeli s-ar fi făcut, nu poți să oprești sportul de performanță pentru că în 2001 nu știu ce sau în 2004 nu poți să-l oprești în 2020 că în 2001 nu știu ce. Adică nu are sens, nu, nu știu. Mintea mea nu prea, nu prea reușește să înțeleagă că cineva care îți vrea binele te oprește din activitate 5 ani pentru ceva care a făcut cineva cu 16 ani înaintea ta. Nu are sens. Da, la noi are. La noi s-a întâmplat. La noi are. Și tu, de exemplu, ești. Hai să ne gândim, să, să spunem că în 2009, eu am mai fost vicepreședinte între 2005 și 2008. Aveam la începutul lui 2009 în România erau 30 de 10 miuri, 6 celingeruri sau 7 și concursul de 400.000. Deci, până la urmă, un băiat avea, avea 22, 22 de concursuri din mai până în octombrie în România. Nu, fetele aveau 15 concursuri din da, mai minte. până în uh, octombrie în România. Costuri mici, puncte destul de multe, meciuri foarte multe și posibilitatea să câștige niște bani cu care să își financeze niște concursuri în perioada octombrie-aprilie. Da? În România nu ai cum să faci concursuri iarna. Asta este da, așa este clima, nu ne Asta este fi. situația. Nu e vorba de climă, că clima au și alții, dar au terenuri. No? <laughs> Ce mai... Haideți să sperăm că <coughs> Bine, se acum vor mai spre sfârșitul lucrurile. anului, acum, acum ca să zic, de a, sunt niște concursuri făcute de cluburi, cât de cât de federație de Fundația Țiriac acum în următoarea perioadă sunt niște concursuri de 25.000 de băieți de 25.000 de fete de s-a mai, -a mai, mai adunat un pic s-a da. mai adunat un pic au început și niște uh, cum să zic eu pasionații ai tenisului și din țară să încerce și ei să facă niște lucruri uh, de exemplu la Iași două concursuri senzaționale. Da, da. A, a început să ai un concurs de 25.000 la Bacău, la Bistrița. Brașov, la Bistrița, vor să facă la Satul Mare, la adică senzațional la Pitești. E în momentul în care chestiile astea încep să se cum să zic, eu, să se un pic, să și intervine un pic de concurență ca și unul de la, nu știu, Suceava să zică stai mă, că pot să fac și eu cala ca de la Iași, e, atunci o să, avem, o să avem mai mult. Și acel mai mult va fi pentru, prin, în principiu pentru copii, adică pentru jucători. Că copiii de 12-15 ani, dacă în fața lor, dacă unii de la Dinamo te-au pe tine antrenându-te pe terenul 4 și ei se antrenează pe terenul 2, zic, oh, păi uite așa, ca, ca donșoara vreau să ajung și eu și să am și eu clasamentul ei, și să am și eu racheta ei și așa. Dacă nu se întâmplă chestia asta, este foarte greu. Haideți să sperăm că o luăm pe o din ce în ce mai bună, suntem să zic pozitivi, așa. Și suntem, și suntem pozitivi. Și lucrurile au început să se miște. Aș vrea să acum să... Mergem la un alt capitol al acestei emisiuni, și poate cel mai interesant. Știm foarte bine că ați antrenat mulți băieți, dar și multe fete cu nume mare în tenisul nostru, dintre care cel mai mare nume este cel al Simonei Halep. Pe Simona ați pregătit-o chiar în două rânduri, de fiecare, de fiecare dată însă pentru puțin timp. Povestiți-ne puțin despre prima colaborare, cea din 2013, când ea și-a câștigat -ei trei titluri de WTA. New Haven, Moscova și Sofia. Da. Da, a fost, am avut, am fost norocos să fiu o perioadă cu, cu Simona. Cred că am am reușit să să schimb niște chestii și să era și foarte ușor, pentru că trebuia să o cum să zic. Să o convingi că ceea ce despre ce vorbești este ok și ea făcea imediat și, și reușea să facă ceea ce despre ce vorbești. Și având în vedere puterea ei de muncă și concentrarea și etica muncii, era foarte simplu. Uh, și cred că a fost într-o perioadă în care uh, a făcut un salt. Foarte mare, a câștigat niște concursuri, iar în anul ăla a câștigat pe. și în sală, și pe iarbă, și pe hard, și pe zgură, așa că a fost. Dar, dar totuși, a, a subliniat în noiembrie 2013, într-o conferință de presă, după ce v-ați despărțit, a subliniat. Da. Domnul Marcu nu mă supăra, a fost o colaborare bună, dar vreau să rămân singură, să-mi consolidez încrederea în mine. De ce a dorit atunci Simona să rămână singură? Știu cu și cu aceste rezultate? Știu, asta nu trebuie să mă întrebați într pe mine. Este. Astea sunt chestii care fiecare jucător le simte într-un fel. Sunt anumite, anumite cum să zic eu, perioade a dezvoltării unui jucător sau unui, nu știu, să zic. Tânăr sau tinere? Bine, Și mai ales că vorbim sunt, despre fete, care oricum. Da, e un pic mai. cum să zic? Nu. Uneori sunt lucruri care sunt greu de explicat, uneori care chiar nu sunt de explicat. Nu e o chestie la care, la care poți să spui, bă, a fost bine sau n-a fost bine. Eu cred că fiecare antrenor în. În cariera ei sau în cariera unui jucător, are un, are un anumit rol, rol da. și, în general, această colaborare trebuie să fie, cum să zic eu, într-un fel oarbă. Dacă fiecare își face treaba, merge mai departe. Și totuși, în septembrie 2021, Simona a apelat din nou la serviciile dumneavoastră, lucru care l-a făcut pe gazetarul Cristian Tudor Popescu să constate la Digisport. Citez: Adrian Marcu, pe baza multei sale experiențe și științe ale tenisului, inspiră respect și are autoritate, ceea ce e foarte important în cazul Simonei. Dacă simte că antrenorul este nesigur, dacă încearcă să o impulsoneze cu vorbe frumoase și goale, Simona reacționează impulsiv și dur, cum s-a văzut în multe cazuri. Și totuși, după doar patru luni, după o străinopă în 2022, v-ați despărțit din nou. Ce să înțelegem? După ce a spus domnul Cristian Doropescu, n-ați fost suficient de autoritar? Uh, nu știu dacă e neapărat chestia asta. Când am reînceput și a venit la mine, mi-am zis că, cum a fost și în momentul ăla, ar fi fost singura de nivelul ăsta cu care aș mai fi încer Aș mai fi fost de acord ca să fac din nou să merg la concursuri și să... Că totuși e o chestie când încep să faci chestia asta, e un pic de 24-7, așa. Nu e că Categorii. e la fără frecvență. Categorii. Și... Dar cunoscându-o pe Simona, mă rog, în tot timpul, în tot restul timpului, am avut contact, am discutat, am, nu e că am avut întotdeauna o relație bună cu ea și, mă rog, Știe că i-am vrut întotdeauna binele. Aveți și că... ceva, nu știu, să vă reproșați după aceste că... colaborări sau ce ați putut să faceți nu, mai Nu, Nu, nu pot să-mi reproșez nimic. A... Oricum, au fost niște rezultate fructoase în ambele da. perioade. Da. da. Ce să zic? Că... Până la urmă, și la a doua, e onoare să lucrezi cu numărul unu în lume. Să știi, știu. Că, să știi că ai pus și tu acolo o cărămidă Sigur mai mare că da. sau mai că mică. Că da. Vorbim de un sportiv că... de alt nivel. Așa că. Am avut o perioadă de pregătire la București, care mie mi s-a părut senzațională. Rezultatul, adică primul concurs câștigat în Australia, la al doilea... Dar să zic, zic, a avut rezultate se putea, cu dumneavoastră. Se putea cu siguranță mai mult, dar a fost un pic de ghinion, cu acea zi foarte căldurasă. Adversara n-a fost chiar cea mai, cea mai plăcută și putea să câștige ușor acel meci. De acolo, dacă câștiga și acel meci, eu cred că se lupta cu siguranță pentru, pentru titlu în Put Australia. Tic, da. Dar asta este. Ce Așa să, a zic? Fost să fie? Așa a fost să fie. Oricum, rămânesc cu aceste rezultate notabile și uh, la ora când înregistrăm această emisiune se așteaptă un prim verdict în cazul de dopaj al Simonei, așa că nu vreau să comentăm acest, acest caz, e o, o, situație foarte complicată. Doar vă rog să ne spuneți dacă vă mențineți declarația din octombrie 2022 la două luni după US Open. Dacă procesul se prelungește, asta ar însemna sfârșitul carierei Simonei. Iată că au trecut 10 luni de așteptare. Ce părere Am aveți? Am carieră, sfârșitul carierei. Da. Dacă se prelungește, Că Ani. văd că se tot amână și... Ani. nu, deci uh, uh, eu nu cred. Sincer. Adică orice se întâmplă, din câte știu eu, pe Simona nu se lasă. Țineți legătura cu ea în această perioadă dificilă? Acum în ultimul timp n-am -am prea... înainte am mai vorbit, acum... Na, că tot e o perioadă fost. foarte grea. E o perioadă foarte grea, dar și... În primul rând e grea pentru că a fost această incertitudine Că dacă se întâmpla ceva într-o perioadă Nu știu, două, trei luni Ca după aceea să știi ce poți să faci Să știi exact. cum să te pregătești Să, să știi, știi pentru ce te antrenezi Exact, urma, cum... asta mi se pare că a fost Nu știu, într-un fel Pentru mine de neexplicat Adică de ce da, toată lumea Având în, acest, de ce având în, am în vedere anum. în cazuri similare Cam în două, trei luni Au avut o o, un, nu știu, un verdict. Un verdict. Că, da, o și concluzie. după aceea ai avut, ai avut timp ca să-l contești, să faci ceva, să strângi, ce strângi, nu știu, n am înțeles, nu am amănunte, nu știu exact, așa că nici nu, nu pot să-mi dau cu părerea. Să în detalii, așteptăm... nici nu pot să-mi dau cu părerea. Tot ce pot să spun este că din punctul meu de vedere, nu cred. E o situație Noi suntem, e, care da, nu e cred. O, Da, este o situație tristă, controversată și așteptăm cu toții. E, verdictul de asta, n-aș mai vrea să intrăm în alte detalii. Însă aș vrea să rămânem la antrenoratul, la perioada de antrenorat și aici să intrăm în capitolul despre fica dumneavoastră, Diana, care a făcut și a tenis de performanță și chiar cu rezultate notabile ca junioră, locul 12 în ierarhia tenisului Europ. E, la un moment dat însă a ales un alt drum. Care sunt diferențele între a-ți antrena propria fică și a antrena o altă jucătoare? Nu știu dacă e. Din punctul meu de vedere, nu știu dacă este e. Nu este mai e, dificil? Este un pic mai dificil, normal că. Poate ești mai ești, indulgent sau ești, mai sever? Ești implicat altfel afectiv în toată chestia asta, dar. Uh, sau să zicem că poate îți dorești mai mult pentru ea decât pentru altcineva, e este normal. e normal, dar aici este exact cum i-am spus și ei. Dacă vrei să faci un sport de performanță, poți să te ajut cel mai mult în tenis. Dar orice ai face, orice ai face te, te voi susține. Dar eu n-aș putea să alerg în locul tău, să mă antrenez în locul tău, să și acolo depinde fiecare cât nu știu, cât are el în pachetul ăla. Da? Unii sunt mai curajoși, unii mai fricoși, unii mai, mai uh, tupeiști, unii mai uh, modeste. Tenisul, tenisul este, este un sport foarte dificil cu cât urci mai sus, cu atât este mai greu. Eu cred că, din punctul meu de vedere, al antrenorului, tehnica Dianei era foarte, foarte bună. Adică, nu cred că ar fi împiedicat-o nimic pentru a ajunge foarte, foarte sus. Adică dar a fost acolo, foarte bună la Dar de acolo este cât, nu știu, cât de sunt curajos ești tu. Mulți factori. Cât? Da? Adică, eu cred că a jucat foarte bine. A jucat și cu Simona, a jucat dublu cu Ana Bogdan, câștigat concurs în, în, în Costa Rica, adică chiar a jucat bine. Na? nu Sunt jucătoare care joacă și acum din generația ei, Mladenovici, Amandines, sunt multe cu care a jucat, și, dar fiecare are a drumul lui și drum. nu pot să să te baci peste chestia asta. Tot din categoria antrenoratului, pentru că am zis la începutul emisiunii că ați trecut prin multe ipostaze, cam prin toate posibile în lumea tenisului, aș mai vrea să atingem încă o ipostază, aceea de capitan nejucător al echipei de Cupa Davis și de antrenor. Cum vi s-a părut, cum ați trăit pe marginea terenului meciurile jucate pentru națională, meciurile în echipa, în culorile tricolorului? Da. E diferit față de alte Ipostaze ale uh, antrenoratului, să zic așa. Da, da și nu. Adică normal că într-un fel presiunea este mai mare decât, uh, decât, în concursurile individuale. Concursul individual e săptămâna asta, dar mai e și săptămâna cealaltă și săptămâna cealaltă și e Australia Open, urmează Paris. Ai mereu Paris. În și în ai, uh, ai, uh, dar la meciurile pe echipe care le joci, meciurile de Cupa Davis sau Cupa Federației, cum li s-a schimbat numele acum, acolo nu mai contează dacă joci bine. Contează, azi, oricum azi, joci acum, să câștigi. Da, da. Da? da, da. Și, într-adevăr, ai posibilitatea ca să, câștigi, să nu știu, să pierzi primul simplu, să-l câștigi pe al doilea, să câștigi la dublu și să se câștige meciul, dar până la urmă, cred că cei care ajung în în postura asta, trebuie să înțeleagă că nici măcar nu trebuie să joace bine, trebuie să câștige. Asta e important, și asta este, nu este foarte ușor, pentru că... Pentru că ai și presiunea publicului. Da, în primul rând ai presiunea ta. Normal, care, că, dorești că dorești, să faci îți dorești, maxim. foarte mult să câștigi. Pentru țară. Ai, știi că, de exemplu, joci acasă, bun, zicem, Cupa Federației, jucat la Cluj cu 10.500 de spectatori. Nu e chiar așa de ușor. Nu este ușor, Când exact. Ai intrat acolo și sunt, te uiți, și sunt 10.000 de spectatori, din care probabil 10.000 strigă pentru tine, e. Yeah. Dar nu este ușor cu publicul, nici pro, e... nici contra să da, zicem așa. Nu, îți dorești mai mult, s-ar putea să și dorești mai mult să dorești decât să... poți în momentul ăla, și să te crispezi și să nu poți să joci, dar până la urmă, una peste alta trebuie să câștigi. Ai câștigat este cel mai bun, cel mai frumos, cel mai tare. N-ai câștigat, nu? o să zică unii, bă, ce facem asta, că nu e în stare. Dar astea sunt lucruri care în momentul în care intri în ring trebuie să ți le asumi. Așa este. Și să știi că Șur. până la urmă tu în momentele alea dai tot ce poți. Și dacă poți să-ți spui ție că am dat tot ce pot, asta este. Atât am putut... Domnul Marco, noi ne-am propus ca prin intermediul acestor emisiuni, care au în general invitați cu o bogată experiență în tenis, să oferim sfaturi utile părinților care ne urmăresc și care au pornit alături de lor pe acest drum, iată, foarte dificil al performanței. De ce indicatori, ca să-i numim așa, ar trebui ei să țină cont în acest drum foarte, foarte, foarte lung? Vedem că e o cursă, cursă lungă aici. Ce sfaturi aveți pentru părinții care ne urmăresc? în calitate de, antrenor, de fost jucător, de antrenor, de părinte? Deci, în primul rând, primul sfat care pot să-l dau este să se gândească că în sportul de performanță și mai ales în tenis, prima calitate care trebuie să o ia este răbdarea. Atenție! Vă adică... mă rog să accentuați! Răbdarea. Răbdarea, pe părinții celor mici pe marginea terenului. Pentru că pentru că la tenis nu... Este, este, un sport de performanță, dar este un joc. Da? Adică nu este că, nu știu, la atletism, știi, trebuie să alerg atâta pe 100 de metri sau pe 400 de metri. Iau ceasul, mă uit, alerg sau nu alerg. La tenis nu este așa. Poți să ai un băiat, să zicem, mai grăsuț, care joacă cu unul care arată extraordinar. Da, ăla dacă e mai mai să zicem șmecher în, în ghilimele, dacă simte jocul mai bine, dacă gândește jocul un pic mai bine, poate să câștige. Adică nu e. E Eu un pic mai exact. complicat. Da. E un pic mai complicat pentru că, de fapt, pachetul trebuie să fie în regulă. Că unul este fizic mai bun, că unul este mental mai bun, că unul are nervii mai buni, că unul se nu știu, e mai. E mai adunat în momente importante, că unul muncește mai mult, că este. pachetul trebuie să fie uh, uh, foarte bun, și ca pachetul să fie foarte bun, sportivul trebuie să aibă liniște. Și ca să aibă liniște, trebuie să nu aibă parte de reproșuri, să nu. Uh, nu știu, să, să fie. Uh, să fie încurajat mereu să fie ceea ce nu este chiar ușor Pentru că, nu știu, adulții gândesc cu mintea lor de, nu știu, 37, 38, 40 de ani Pe când copiii gândesc cu mintea lor de 15 ani, de 16 ani N-au cum să aibă să fie avut aceeași experiență și să gândească la fel În plus mai sunt și 30 de ani diferență între ce era cu 30 de ani și ce este astăzi Așa că, din punctul meu de vedere cel mai important este să aibă răbdare părinții și să practic să-i încurajeze, bun, zic și eu, așa, într-un fel nelimitat și să se gândească dacă într-adevăr pot să-și permită și, -și, doresc, și, să -și își doresc, și doresc, își doresc să-și sprijine copiii până la capăt. Ca ei să zică, am ajuns într-un moment în care cred că mi-am atins potențialul și pot să mă uit acum unde am ajuns. Primii 500, primii 200, primii 50, dar cred că în ziua de astăzi, da, asta este mult mai greu la noi. Uite, o avem pe Ana Bogdan care la 30 și are best ranking. Da? Da. da. Păi bun, avem dreptate, avem răbdare sau nu? Uite, de exemplu, fata mea, Diana, n-a avut răbdare. A fost, au fost niște momente, dar... Bun. Acum vine partea cealaltă care pot să spun. Pentru ea mult mai greu. Față de dacă era. Dacă eu eram același, ea era aceeași, dar ea nu știa cine sunt eu, Probabil că i-ar fi fost mai ușor, dar așa când tu te gândești, au, tata a făcut și adres și așa trebuie să fac și eu, probabil că e mult mai greu. Nu știu, Tai că nu a jucat tenis. Probabil, și eu am alt antrenoră, nu, nu e, cresc vezi? cu tata, deci cred da, că este... Acum, cred să, că vedem este... Ce, să vedem ce zice tata când ieșim. Da, 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 cred că este, este mai bine așa. Da, este un drum, un drum foarte lung, și de asta v-am întrebat de sfaturi pentru părinți, pentru că îi văd foarte agitați pe marginea terenului, mai ales la vârste de 10, 12, 14 ani, și, sunt, și eu mă gândesc: știți că mai da, urmează dau 15, seama de 20 de ani, poate nu până dau la sfârșitul drumului. Da, da, asta e, asta e da. greșeala multora și acum, oricum, media de vârstă a crescut foarte mult. La, și în top 100, dacă ne uităm și la bun, fete da, undeva sunt, 27, de 28 uite, de să ani. Să ne gândim că nu știu, excepții. Carlovic la 42 de ani era primul. Astru. La simplu. La simplu, dar vorbim de, de, de vorbim de dublu se poate juca nu mai vorbim bun, da. de jucătorii de dublu. Da, păi mă da. uitam zilele trecute la Royer, fostul partener al lui al Este acolo în față la toate la Grand Slam-urile. Asta e unia o pasiune pe care reușesc să o mențină, să-și mențină focul și să nu putem să credem că la 42 de ani ai lui sau la 40 de ani e la fel de ușor să se antreneze ca la 30 de ani. Sigur că da. La fel de ușor să-și facă în fiecare săptămână bagajul, Sigur să da. se mute de la un hotel, să ia avionul, să plece în altă parte și când ajunge acolo să meargă de la aeroport, și să se ducă la teren și să facă antrenament. E... E nu e, pare mult mai mult mai ușor și mult mai uh, simplu decât este, dar nu e, e complicat. Domnul Adrian Marcu în mod sigur ar putea să ne spună povești cât pentru 1001 de nopți și sunt foarte recunoscătoare pentru toate uh, povestioarele acestea din lumea tenisului mai puțin știute și uh, sper că vor fi de mare interes pentru, pentru toți cei care care ne urmăresc. Din păcate trebuie să ne oprim aici. Însă vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Cu mare plăcere. Și vă doresc succes în colaborările actuale, știu că faceți și cu și ție ți și ție mult succes în ceea ce a început. Mulțumesc mult de tot și vă mai așteptăm cu drag și dată cu alte alte povești și alte rezultate notabile alături de sportiv Cu mare plăcere. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția acordată și nu uitați, așa e în tenis.